Am revenit în direct. Mai avem câteva comentarii pe care aș vrea să le citesc. Andrei Daniel ne scrie: Bordeaux, pauză sau final X. Foarte bine, Marseille Bordeaux. Fără Payet ne scrie Alin Roșu, ceea ce spunem și noi. Gol în ambele reprize, Ciprian Brezeanu. Mă aștept la un 2-0 pentru Bordeaux, sincer să fiu, și ar putea ieși varianta asta. Trebuie văzut, trebuie gândit bine. O embate, ne scrie Gavriloae Octavian Marius. Doi și ambele marchează, de Daniel Velicu. Nu știu dacă marchează Bordeaux. Ce mai avem aici? Casele de pariuri o dau favorite pe Marseille, pauză sau final 1, ne scrie altcineva. Ambele marchează la Dortmund, Ciprian Țabrea. Dortmund, prima repriză 1 solist, Ciprian Brezeanu. 2-5 goluri în meciul de Cupa Germaniei, o să revenim în Cupa Germaniei puțin mai târziu. Peste 3,5 la Dortmund, Andrieș Petru, nu cred că vor fi așa multe goluri. Dortmund marchează peste 2 goluri în meci, ne scrie și Irina Gavrilă. Nu cred că e cota suficient de bună. Am auzit că nu joacă Paco Alcacer, ne scrie Florin Adrian. Dortmund Werder, primul gol după minutul 28, cota 24. Ce zici de chestia asta? 2.40, pardon. 2.40, mă întrebam casa de pariuri acum. Da, interesant de jucat astfel de variante. Da, sunt condus și întors, depinde cum începe meciul. Uite, un alt bilețel propus de un telespectator: Dortmund Werder 2-4 goluri, Marseille Bordeaux pauză sau final X. Alexandru Chivoiu ne scrie chestia asta. Dortmund 1 pauză, 1 final. Gol, ambele marchează la Dortmund Werder, singura din echipă din Europa care a marcat în toate partidele. Și mai avem eu aici o statistică. În ultimele 10 meciuri directe între Dortmund și Werder au marcat ambele și 9 din ele au fost și peste 2,5. Bun. În weekend, prieteni, sunt mai multe meciuri tari, iar la predictorul 1x2, jocul pe care l-avem noi pe site, dar bine, un joc la care se câștigă bani, să nu vă imaginați, o să vă spună Sabin cât de mulți bani și înscrierea e gratuită. Adică, de ce n-aș juca la un joc de ăsta? Eu unul, dacă aș fi în locul, n-am cum să particip pentru în cursa pentru bani, pentru că sunt implicat în mod direct, dar dacă aș fi în locul noastră, eu aș intra în toate concursurile astea, pentru că n-am nimic de pierdut, doar de câștigat. Și avem așa: Liverpool-Bournemouth, Sabin, un pont. Sunt de acord cu tine. Huddersfield-Arsenal 2, e prea slabă Huddersfield. Absolut, eu am avut un pariu bun weekend ăsta la Chelsea-Huddersfield. PSG-Bordeaux. Da, pe ce să pare? După pececul la Lyon, e logic. Unu solist. Cele cu galben sunt ponturile mele. L-auzim și pe Sabina cum mai cerem părerea. Bayern Schalke, 1 la mine. 1, da. Bănesc că și la tine. Sepsi Dinamo, da. Eu îl joc 1 solist. Aș încerca un X aici. Hai să zicem că 1X ar acoperi mult mai bine. Aș completa aici cu o chestie, foarte mică paranteza. Dinamo arată ca o echipă exact așa cum este, adunată în ultima clipă și cu pregătirea nefinalizată. Probabil lucrurile astea se vor regla, dar momentan Dinamo nu are tonusul acela de competiție și am văzut multe echipe în situația asta. Ce m-a impresionat în această rundă de Liga 1 a fost pregătirea fizică a Craiovei. Foarte, foarte bine a arătat Craiova din punct de vedere fizic și organizată, dar mai ales din punct de vedere fizic m-a impresionat. Sepsi Dinamo, așadar, eu l-aș juca 1, nici Sepsi nu m-a impresionat din punct de vedere fizic, dar hai să spunem un X, cum zici și tu, Sabine. Dunărea Chiajna. Da, 1 solist. City Chelsea. Tot 1 solist. 1 solist. Iași Gazmetan Mediaș. Ei, să știi că aici aș merge parcă pe Iași. Gazmetan, nu știu, în deplasare, Iașul e destul de tare acasă. Iar gazul nepregătită fizic, asta am remarcat, nu știu cum a făcut Edi Ordănescu, probabil n-a avut suficient timp, dar nu a părut pregătită de competiție. Sassuolo Juventus, 2, am jucat eu bănești și tu la fel. E 2, da. Sevilla Eibar. 1, 1. Craiova, CFR Cluj, spuneam, mi-a plăcut foarte, foarte mult cum s-a prezentat din punct de vedere Craiova și CFR-ul mi-a plăcut mult în etapa asta cu Herman Stad, chiar dacă n-a câștigat, dar pregătirea fizică cred că o face ușor favorită pe Craiova.
da, nu mai are vârf, s-a văzut, într-adevăr, aleargă bine, se poziționează bine, dar e greu fără cineva în fața acolo, nu știu, parcă aș merge și aici pe un X. Da, e de bun simț chestia asta, X-ul, dar eu risc un pic și o să joc unul solist, Milan Cagliari. Da, e unul aici. Unul solist, Milan s-a speriat în deplasarea de la Roma, a jucat bine până a deschis scorul, dar să remarcăm colaborarea aceea dintre Pacheta și, cum îl cheamă polonezul, Piontek. Ei au făcut golul, singurul gol al Milanului. Mergem mai departe, hai să vedem care sunt supercotele pariuri 1x2. Adăugăm la supercotele noastre de mâine încă una, cel 3.80 pentru victoria lui Bordeaux la Marseille, și mai mult de atât aș mai încerca, dar trebuie să aveți în vedere un lucru. Când spun încercat, înseamnă încercat, nu pus o sumă mare, ci doar așa o sumă mititică, vedem dacă iese, dacă nu iese, aia e. Victoria la handicap a lui Bordeaux pe terenul lui Marseille, aș vedea un 2-0, cam așa cred eu. Deci Bordeaux handicap, o să vă spun și cât e, dar până atunci, Sabin, zine ce altceva ai mai ochit tu. Da, uite, avem un Heidenheim cu Leverkusen tot în Cupa Germaniei, peste 3,5 goluri, cota e 2,50. În FA Cup, Wolverhampton cu Shrewsbury, ambele marchează, cota 2,45. De ce nu? E meci de cupă, în sfârșit, o partidă mai deschisă. Wolverhampton clar favorită, dar niciun caz cu prima echipă în acest joc. Și Bastia Can X la pauză, cota 2,20, pariu clasic pentru tot ce se întâmplă în Franța, un X la pauză. Se merită încercat. Trei cote foarte bune, trei cote de peste 2,20, 2,45, 2,50. Poate pe un biletel din ăsta mai nebun puteți selecta și de aici un pariu, două, poate chiar trei. Sunt de acord cu tine. Hai să spun cât e cota, Sabin, pentru Bordeaux să câștige la două goluri diferență. Cel puțin 8.50, e în scădere de la 10. Și de asemenea, Bordeaux cu handicap asiatic minus 1, adică dacă bate la fix un gol diferență, e bani înapoi, 7. Da, eu cred că oricum e, dacă nu câștigă Marseille, cred că e ultimul meci al lui Rudi Garcia. Vedem ce se întâmplă. Să sperăm, pentru că e trist să vezi o echipă care arăța fain că nu joacă nimic. Dacă era Card, nu știu, Cardi, păi, nu cred că exemplu potrivit Cardi, da. Fanii, da. Să știi că fanii simt pe Rudi Garcia, pentru că ei îl susțin acum. O bună parte a fanilor, știm că în ce suportere are Marseille, sunt de partea antrenorului, acuzându-i pe jucători că nu-și dau sufletul pentru echipă și așa mai departe. Velodrom e în flăcări tot timpul. Să sperăm că nu-și la propriu, pentru că în curând e posibil. Da, posibil, da. Mergem mai departe, hai să vedem biletul în cotă 2 pentru ziua de mâine. Așadar, pentru marți avem un bilețel fix, cota 2 ne-a ieșit din oferta Sportingbet. Am selectat 3 meciuri, încercând să fim cât mai orientați spre succes, să nu încercăm să ne complicăm, să nu ne complicăm practic. Hamburg-Nuremberg, Sabin. 1x, cota este 1.30, meci de cupă, Hamburg va promova fără îndoială din Liga a doua în prima ligă, dar are șansa unui rezultat major în cupă. Nuremberg cu alte griji, retrogradarea. Heidenheim, Bayer Leverkusen, Oasis se califică, cota 1.22, aici e relativ simplu. Și Dortmund Werder, măcar un gol marcat până la pauză, nu contează de cine. Cota e finale exact 2, cum ai spus și tu. Apropo, la o altă agenție terestră, ce-i drept, cele trei variante aveau o cotă undeva pe la 1.72, dacă îți vine să crezi. Deci vorbim de o diferență imensă de cote. Jucați la Sportingbet pentru că au cote foarte bune și vă rog să mă credeți, verificați cotațiile. Faceți un mic comparator de cote dacă vreți pe oricare meci și o să observați de chestii remarcabile în favoarea Sportingbetului. Da, ăsta e un argument, dar să știi că nu toți pariorii în România se duc după cote. Sunt pariori care preferă casa de pariuri la care s-au obișnuit. Spre exemplu, ne aducem aminte, pe vremuri exista casa de pariuri Game Bookers. Îți mai aduce aminte? Game Bookers, da. Așa era
O casă de pariuri a fost prima casă online care a avut succes în România. Nu știu dacă a mai fost altele înainte, dar cu siguranță a fost prima care a avut succes și oamenii erau fix ca la Adidas, știi? Îți cumperi de la Nike și zici, uite ce Adidas mi-am cumpărat, știi? Exact. De. Cumperi o mașină de teren și toată lumea conduce Jeep. Conduce Jeep, exact. Cam așa a fost Gamebooker și obișnuința era atât de mare încât le spuneai oamenilor, băi, uite, mai sunt și alte site-uri, ăștia au o ofertă mai variată, au live-ul mai bun, au fel de fel. Dar greu îi scos pe oameni din asta. Însă Sporting Bet e o casă de pariuri care chiar are ofertă bună, ofertă stufoasă și cote mai bune. Hai să mergem și către următorul subiect, să vedem ce altceva mai putem juca mâine. Sabin, în FA Cup în Anglia, Brentford Barnet, ce jucăm aici? Da, a fost 3-3 în primul meci, luăm din nou pe spectacol, gol în ambele reprize, cota 1.45. O mini surpriză poate la Newport cu Bono, unul cu handicap asiatic plus 1, pariești pe Queen's Park cu Portsmouth, gazele se califică, cota 1.42, Portsmouth cu ceva probleme în campionat, adică nu vrea să promoveze, dar nu prea mai este în ultima perioadă. Pariești pe cupa Germaniei și ca de obicei încheiem cu Hotel, pentru că avem mult succes cu aceste pariuri din Hotel. Atât pentru această seară, vă invit și pe site-ul nostru pariuri12.ro, vă invit și pe live o noapte liniștită. Baftă la pariuri!